Cu 6 cazuri de COVID-19 în echipă, Dinamo nu vrea să mai retrogradeze nimeni. Caz suspect și la Iași. Ianis Hagi a dat 2 goluri în 5 minute lui Tătărușanu. Și Noa Șarapova este româncă și s-a apucat de tenis după 15 ani de dans sportiv și un titlu mondial. FCSB joacă finala Cupei. Federația nu i-a dat de câștig de cauză lui Dinamo. Învinsă cu 3-0 și 1-0, Dinamo a vrut să câștige la masa verde semifinala cu FCSB. Comisia Federației a respins memoriul, așa că finala va fi între FCSB și Șepși săptămâna viitoare la Ploiești. Ca să nu retrogradeze, Dinamo cere înghețarea campionatului și a declanșat o anchetă internă după ce 6 fotbaliști au fost infectați cu COVID-19. Spaniolii au ajuns la București ca să o cumpere pe Dinamo. Liga nu oprește campionatul, iar Dinamo trebuie să joace fără cei 6 fotbaliști infectați cu COVID-19. Înghețarea să nu retrogradeze nimeni și să intre 2 din Liga a doua mai mult. Lucescu s-a întâlnit cu dinamoviștii infectați și face luni testul pentru COVID. Mulțescu s-a testat la începutul săptămânii, dar tot se teme. Pe mine m-a deranjat faptul că au fost găsiți 6 jucători infectați. Mi-e frică, am riscul de a mă infecta, iar pentru mine, fiind peste 65, sigur că e mai greu. Suferim, dar trebuie să rezistăm dacă vrem să existăm. E mesajul lui Dănciulescu pentru dinamoviști. Nu e problema mea, dar și când eram pe primul loc și când suntem pe doi, nu sunt de acord cu oprirea competiției sau trebuie să joace, fotbal să joacă peste tot. 3 dintre cei 6 fotbaliști dinamoviști cu COVID-19 se află în spital. Când s-a reluat fotbalul, jucătorii s-au plâns că nu pot să stea departe de familii și au refuzat să rămână în cantonament. Din păcate, ziua de ieri a fost un duș rece pentru fotbal. Cluburile au la dispoziție în acest moment cele două variante de pregătire. Prima, în regim de cantonament izolat, iar a doua, fără, dar cu respectarea unor norme suplimentare. Dan Petrescu își freacă mâinile de bucurie. FCSB pregătește finala cupei și intenționează să joace cu rezervele derbiul cu CFR din campionat. Dacă o bate pe FCSB la București, Dan Petrescu pune presiune pe Olteni. Craiova joacă o zi mai târziu la Botoșani. Pentru FCSB va fi primul meci fără vintilă. Când la o echipă se schimbă antrenorul, primul meci, toți jucătorii își dau viața să demonstreze la nou antrenor și din punctul ăsta de vedere, pentru noi nu este bine. Ișvan Covaci va arbitra meciul dintre FCSB și CFR. Sincer vă spun că mi-aș dori și o greșeală mare pentru CFR. Mi-aș dori, da, nu o s-o am. CFR urcă pe primul loc dacă o bate pe FCSB. Nici FCSB-ul nu poate bate pe CFR. Craiova are șanse mari să fie campioană, dar mă tem că nu câștigă meciul cu CFR Cluj. Ianis Hagi a făcut un meci mare și a dat 2 goluri lui Tătărușanu. Scoțienii sunt fericiți că l-a oprit pe Ianis la Glasgow. 2 goluri în 5 minute. Asta a reușit Ianis Hagi împotriva lui Tătărușanu, portarul care a avut grijă de el în Italia la Fiorentina. Cu reușitele lui Ianis Hagi, Rangers a câștigat la Lyon. Fanii scoțieni s-au supărat pe Gerard că l-a schimbat pe Ianis la pauză. E pentru a doua oară când Ianis Hagi reușește o dublă pentru Rangers după cele 2 goluri cu Braga din Europa League. Noul antrenor de la FCSB a jucat la Rapid. Va încerca să câștige titlul așa cum a făcut și ca secunda lui Reghecamp. Toni Petre vrea să ia titlul cu FCSB la prima sa aventură ca antrenor principal. Se va consulta cu Reghecamp și va fi ajutat de Pintili și Neubert. Este o provocare ca antrenor principal, însă n-am de ce să fiu îngrijorat, din contră, sunt chiar bucuros. Petre a condus primele antrenamente la FCSB și va debuta împotriva lui Petrescu la derbiul cu CFR. Jucătorii am găsit un pic demoralizați, un pic abătut, dar am discutat și cu ei zilele astea, 2-3 zile. Încerc să le ridic moralul, ce mi s-a părut. Nu mai suntem o echipă, nu mai erau o echipă, doar individualități, care în timpul meciului nu. Putrău, Poliaș a jucat cu Dinamo, unde sunt 6 cazuri cu COVID-19. O campioană mondială îl provoacă pe Dan Petrescu la un meci de fotbal-tenis. Cine pierde, dă o ladă de bere. E pariul femeii care în România n-are adversar. Dorina Păuna are 64 de ani și a fost de 2 ori campioană mondială la fotbal-tenis. Femeia a jucat până în 2016 și pe lângă trofeele mondiale, ea are în palmares și 6 titluri ale României. Casa ei arată ca un muzeu, cu medalii și trofee. În 6 ani n-ai pierdut niciun set. Niciun set, simplu dublu triplu. În tinerețe, Dorina era strigată Dobrin. A jucat fotbal înainte să treacă la fotbal-tenis.
Joacă Dorina, ce să zic, de dimineață de la 8 până la 4. După amiază, 4-5 ore pe zi. Cu băieții, niciodată cu fetele. Așa am pornit eu. Ea ține cu CFR și și-ar dori un meci de fotbal tenis cu Dan Petrescu. Lui Deac nu crede că i-ar face față, pentru că este cel mai în formă de la CFR. Eu zic că fizic m-ar bate. Fizic. Știi? Că dacă nu mai poți alerga stânga-dreapta să lovești tu cum vrei tu. Pe ce ai paria cu Petrescu? La dă de bere. Pe ce? Pe ce să pariez? La de bere, care să bea împreună, bineînțeles. Cine câștigă? Barcelona termină în genunchi sezonul în care Real a devenit campion. Ne bate și Napoli și adio Champions League, spune Messi. Îl așteaptă pe Xavi, antrenor la Barça. Messi nu-l mai vrea pe Setién și Barcelona va aduce un nou antrenor. Are de ales între Xavi și Koeman. În 10 oameni Osasuna a câștigat cu 2-1 în prelungiri pe Camp Nou. Pe brazilianul Arthur l-a luat somnul la meciul Barsei. Arthur a semnat deja cu Juventus. Niciodată nu e prea târziu să-ți împlinești visul. Marea dorință a româncei campioană mondială la dans sportiv e să devină noua Sharapova din tenis. La vârsta de 5 ani, Ester Pop a început tenisul și în paralel a făcut dans sportiv. Ea a dansat 15 ani, timp în care a devenit campioană mondială. De 2 ani s-a apucat serios de tenis. Foarte mulți mi-au zis, de când sunt mică și am apărut pe terenul de tenis, mi-au zis că Sharapova mică. Mă inspiră foarte mult Maria Sharapova, pentru că consider că ea este cea mai muncitoare. Între timp, Ester și-a luat masterul în economie la Harvard. Iubitul ei e gimnastul Andrei Montan, l-a adus pe terenul de tenis. Cu care ar fi jucat Nadal, să vedem acum. Asta că e bună asta. Și la rever trebuie să ai priză. Să ai priză corectă. A, gata, deja știu să joc tenis, haide. Gimnastul și-a dat însă seama că tenisul nu e de el. E mai ușor la gimnastică. Nu am jucat de foarte multe ori tenis, dar cu un asemenea adversar, în ghilimele, este o onoare să joc. Și ea a mers în sala de gimnastică. Am făcut deja câteva poze, m-a pus pe aparate. Sper că m-am descurcat și eu cât de cât bine. Poate da, în viitor. A avut și ea un antrenor. Cele Hamilton o curtează pe cea mai sexy dintre ele. Și asta după ce Dimitrov s-a cuplat cu o rusoaică de 40 de ani. Bulgarul a scăpat de COVID. Suntem doar prieteni, da, Hamilton m-a curtat, însă nu s-a întâmplat nimic între noi, spune Vicky. Campionul Formulei 1 a fost surprins împreună cu rusoaica sexy. Vicky are 26 de ani, e model și a pozat în Playboy. E fata care în 2017 și-a riscat viața la Dubai pentru un selfie. I-a pozat periculos la sute de metri deasupra Dubaiului. Așa să goniți spre titlu este mesajul lui Mihai Roman pentru colegii săi de la Craiova. Fotbalistul nu poate să-și ajute echipa și a urcat într-o mașină de raliu alături de un clujean. Mihai Roman nu mai joacă pentru Craiova din cauza unor probleme medicale și s-a făcut copilot pentru o zi la raliul Brașovului și al Harghitei. Roman a mers alături de Bogdan Marișca. Luăm viteza spre titlu. Mi-ar plăcea să am ocazia să și fiu și la volanul mașinii, numai ca și copilot. Cine are o viteză mai mare, tu și Marișca în echipaj sau Craiova în drumul spre titlu? Craiova în drumul spre titlu, cu siguranță. Roman și Marișca ar vrea ca derbiul Craiova-CFR din ultima etapă să se joace cu titlul pe masă. Bogdan, te aștept pe Ion Oblemenco să sărbătorim titlul. Mai nu știu dacă o să fim prezint, dar am trimit o echipă din Cluj și vedem cine sărbătorește acolo. Să aveți baftă și să aveți cel mai bun să câștige. Doamne ajută! Tyson a acceptat cea mai tare provocare. Fostul campion al greilor va înfrunta un rechin ca să vadă cine mușcă mai tare. Tyson a acceptat provocarea celor de la Discovery și pe 9 august își va măsura forțele cu un rechin. Tyson a rămas în istorie și pentru că l-a mușcat de ureche pe Holyfield. Culmea, la 54 de ani, Tyson se poate întoarce în ring chiar împotriva lui Holyfield. Someone's gonna get bit. Pictează icoane și aleargă cu motocicleta cu 200 de km pe oră. E povestea unei românce. Fatarea de pe circuit este olimpică la religie. Daria avea 5 ani când s-a urcat prima dată pe motor. S-a speriat și următoarea încercare a venit 6 ani mai târziu. Am căzut, era pe ploaie. Asta a fost cel mai mare ghinion al meu pentru că prima mea cursă a fost pe ploaie. Daria și-a rupt ligamentele și n-a vrut să recunoască faptul că a fost greșeala ei. A dat vina pe o piatră. După curs am căutat piatra și am găsit piatra aceea, pentru că eu refuzam să cred că am căzut din cauza mea, atât de încăpățânat eram. Olimpică la religie, Daria pictează icoane și își spune rugăciunea cu o seară înainte de cursă. Ea concurează într-un costum roz. În această ținută a luat bronzul european. Da, prefer costumul. Prefer costumul mult mai mult decât o rochiță.
A ținut 125 de kilograme în spate ca să facă un cub Rubik. Americanul a stat cu haltera în spate cât timp a rezolvat cubul Rubik. A primit multe aprecieri, dar și critici. I-a luat aproape un minut ca să rezolve cubul. De la grajduri în atenția lumii, Timpul, editura lui Eminescu din Iași, scrie cartea despre Moroșanu. Moroșanu își spune povestea vieții în carte. Lui a plăcut cel mai mult Pădurea spânzuraților, romanul lui Rebreanu. Consider că la vârsta mea, la 36 de ani, eu cred că am trăit cât o trăit un om o viață întreagă. În cartea mea vreau să arăt tuturor că se poate în viață. Dacă îți dorești cu adevărat ceva, un biet copil care a pornit dintr-un sat de lângă Iași, de la grajduri, să fie apreciat de o lume întreagă și de o România întreagă. Moroșanu continuă cursurile de dicție pentru primul său rol într-un film. E ceva de genul Taken, dar în variantă mioritică, în variantă românească, fără prea multe explozii. S-a reluat Formula 1, revin și cursele moto. Un italian a fost implicat în accidentul zilei. Italianul a căzut la antrenamentele Marelui Premiu al Spaniei. El nu a pățit nimic, dar motorul s-a dezintegrat. Comisarii de curs au făcut curat pe circuit. Manchester United are cea mai bună serie cu Solskjaer, însă nu e sigură de calificarea în Champions League. United a câștigat aseară. Gemenii golului de la Manchester United, Rashford și Martial, au marcat în succesul 2-0 cu Crystal Palace. Solskjaer a suferit însă pentru victorie. Portarul De Gea a fost cel mai bun om al lui United. Manchester United este pe locul 5 în Anglia și se bate cu Chelsea și Leicester pentru ultimul loc de Champions League. Nemții au găsit un loc inedit pentru tenis, un hangar pe aeroportul din Berlin. Kvitova, Svitolina, Tim și Zverev au acceptat să joace tenis pe aeroportul din Berlin. Porțile hangarului au rămas deschise pentru o imagine unică. Au fost și fanii hangar, iar spectatorii au respectat distanțarea socială. Tim a folosit avionul nemților pe post de fileu. Cum să nu te tăvălești de râs când vezi așa ceva? Fotbalul nu e pentru el. Tânărul a vrut să rupă plasa, dar a luptat ca un începător. A încercat apoi să-i paseze propriul lui portar, dar a dat un autogol de toată frumusețea. Decizie de ultimă oră a englezilor în cazul transferului de milioane a lui Denis Mann. Vedeți totul acum pe www.sport.ro. La Pro TV urmează vremea și las fierbinți. O seară frumoasă!